get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite bit. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, get after ya. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. When a day's gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you're living it. I wanna taste you and feel you shake, raising the next way. Salut prieteni, bine v-am regăsit. Avem astăzi seara încă un episod din seria cu CSM Alexandria. Și sunt foarte entuziasmat pentru că suntem pe final de prim sezon. Suntem foarte, foarte aproape de a intra în play-off. Asta după ce ne-am prezentat foarte bine aseară. Am reușit să scoatem rezultate bunicele și să ne menținem acolo în primele șase echipe care vor duce în play-off. Am început destul de slăbuț, am început cu o înfrângere la Reșița, asta după ce reușisem noi să deschidem scorul destul de repede, minutul 2 prin sala, însă după repriza a doua a existat singură echipă pe teren, CSM Reșița s-a impus cu 3-1 după pauză și intrasem într-o perioadă neagră, 3 înfrângeri consecutive pentru noi după ce am pierdut cu Blejoi, Mioveni, a venit și înfrângerea cu CSM Reșița. După ne-am revenit și am câștigat 3-1 cu Gloria Buzău, 3-1 și cu Steaua, iar după a venit surpriza acestui campionat, surpriza acestui sezon. Ne-am pus cu 4-1 în fața celor de la Farul, au avut și noroc foarte, foarte mare. Două goluri anulate, un penalti ratat de Farul Constanța și am reușit noi să ne impunem cu un istoric 4-1 și să ne calificăm mai departe în Cupa României, acolo unde ne așteaptă FCSB-ul în sferturi. După a urmat perioada de iarnă, perioada de vacanță pentru băieții noștri, am trecut prin câteva amicale, am și adus ceva bani în club, iar astăzi ne pregătim de final de sezon. Avem în deplasare primul meci cu Spartak, după acasă cu Chindia, mergem la Slobozia, acasă cu Metaloglobus și probabil vom juca și primul meci din play-off. Asta pentru că suntem acolo pe locul 2, suntem la grade de puncte cu echipa de pe prima poziție, Corvinu Hunedoara, 32 de puncte Corvinu, 32 de puncte și noi, 3 peste Unirea Dej, 4 peste Schellenberg, 5 peste FC Argeș și Unirea Slobozia. E clar, n-avem cum să pierdem play-off-ul, suntem, zic eu, deja calificați acolo și probabil ne vom lupta pentru promovare, sperăm noi. Mergem la prima partidă și sunt tare curios, rogul se prezintă Progresul Spartak, 4-4-2 WePlay. Da, o formație defensivă, o formație care probabil va încerca să stea foarte, foarte jos pe două linii și va încerca să ne lovească pe contraatac. Am reușit și câteva transferuri aseară, am reușit să aducem 3 jucători. Am adus pe Jules Goudiaby, fundaș central de 23 de ani, senegalez, care deja arată foarte, foarte bine. În momentul de față, singurul lucru care mă dă așa un pic înapoi este faptul că are 7 heading, dar are un jumping reach de 12.184. Nu este el foarte scund, însă pare că este destul de slăbuț în duelurile aeriene. Sper să nu fie asta o problemă, dar l-am adus liber de contract și pentru Liga a doua mi se pare mie că arată destul de bine. Aveam nevoie acolo de încă o soluție pentru că stăteam în doar 2 fundași centrali.
Am adus și pe Mario Preda împrumut de la FCSB, doar pentru a mai avea încă opțiune acolo în partea dreaptă, în caz că se accidentează mijlocașul nostru dreapta. Și un brazilian, Paulo Gustavo, mijlocaș brazilian de 18 ani, care arată deja interesant. Tackling 16, determination 18, work rate 13, positioning și passing 12, acceleration 14, natural fitness 13, pace și agility 11, doar unul 76 și 68 de kg, dar se aseamănă foarte mult cu David Sala. Va fi o soluție acolo de rezervă la mijlocașul nostru central. Hai să mergem la primul meci. Din păcate nu ne putem baza pe Iane Ovo, care s-a rupt și va lipsi probabil până la finalul sezonului, așadar nu va mai evolua el în tricoul nostru. Începem cu Balauru Acuña. Acum mă gândeam să începem cu Gudiabi, dar deocamdată îi dăm și lui timp să se acomodeze la echipa noastră, nu-l vom arunca direct în focuri. După la mijloc ne bazăm gândurile pe Izata și pe David Sala. David Sala, deocamdată vedem, Paulo Gustavo pare că este peste el. Mă bucură faptul că este considerat, chiar dacă nu este el român, este considerat ca under 18. Și vedem aici unde este Paulo Gustavo, under 20, under 18. Știam că numai jucătorii români sunt considerați pentru a fi valabili pentru această opțiune de under 18, dar se pare că și străinii pot fi folosiți, ceea ce ne bucură pe noi, bineînțeles. N-avem pe nimeni aici în partea stângă deocamdată, Omoh încă 5 zile, Iameogo, am zis 5-8 luni va sta pe bancă. Să-l aducem pe Gabriel Totoi. Ar fi o variantă să jucăm cu Dodoi în stânga și să jucăm cu Jerdea în atac. Dar ar fi o variantă, pentru că nu știu ce soluție am putea să folosim noi aici. Am avea pe Gianni Crețu. Să încercăm totuși cu Gianni Crețu și așa avem foarte... Avem deja doi copii în primul 11, are rost să-l forțăm și pe al treilea. Vedem, poate... Ce știe, poate se prezintă bine acolo Crețu și va fi folosit în continuare de noi. De ce? Da, o singură modificare pentru această partidă. Acolo în banda stângă, unde nu avem nicio opțiune viabilă în momentul de față, dar își va reveni Omoh cât de curând și probabil el va fi titular acolo, cu siguranță. Va fi un jucător important pentru noi. Trebuie să-l urcăm pe Răzdan între linii, pentru că echipa adversă evoluează în 4-4-2 și avem nevoie de un jucător acolo între linii pentru a provoca probleme destul de mari în defensiva adversă. Mă gândeam eu, pentru că ei evoluează cu doi atacanți, ar fi fost bine dacă am fi putut noi să jucăm cu un halfback, dar l-avem decât pe Izata acolo. Hai să vedem 5 înfrângeri consecutive pentru Spartak. Noi, după 2 înfrângeri, am reușit să legăm 3 victorii consecutive și în acest moment ne luptăm acolo pentru primele 2 poziții să intrăm în play-off. Cred eu că este foarte important să intrăm acolo în play-off de pe una dintre primele 2 poziții pentru a avea așa un avans moral la intrarea în play-off. E clar, va fi un alt campionat play-off-ul, dar nu este ca în Superliga, nu se vor înjumătăți punctele, deci e foarte important să obținem cât mai multe puncte pentru a avea șanse mari la promovare. Da! Ce pas al lui Zata, dar Călin e destul de lent acolo și finalizează slab. Lungu trimite pe poartă, dar Paraschivi atent. Deja a reușit să creăm o ocazie destul de rapid și destul de mare la poarta adversă, dar n-am finalizat noi cum trebuie. Și bine, dacă am reușit să marcăm cât mai repede, avem extendere de relație, ok. Hai să vedem Diogo Izata. Sala pasă superbă pentru că Lind are offside. Că
plin, execută scurt, reprimește mai departe. Gianni Crețu, ia vezi. Gianni Crețu, deschide scorul pentru noi. Nu. Nu a fost offside. Nu ne arăta nicio reluare, nimic. Primește Călin mai departe pentru David de Sala. Paraschiv este învins până la urmă și deschidem scorul în minutul 27. Bună acțiune lui ce pentru Călin, vine foarte bine Sala din linia a doua, profită de breșa din zona centrală, își face mingea pe dreptul și înscrie la colț în scurt. Bun. Bun. Intrăm bine, intrăm hotărâți și vedem deja 10 șuturi, 6 pe poartă, o primă reviză clar dominată de noi. Călin schimbă partea pentru Răzdan, pasă înapoi. Dar cu călcâiul aici, asta nu se pără mie tot doi. Da, mă, dar cu călcâiul. Ce gol ar fi fost ăsta? Dar a fost blocată finalizarea cu călcâiul. Interesant. Mendele pentru Călin. Întoarce ca... Și se termină faza. Am reușit să finalizăm cu gol. Cu șut pe poartă măcar. Foarte importanți cei de la mijloc. Avem note foarte bune, dominăm mijlocul terenului și se vede acest lucru pe tabelă. O primă repriză destul de reușită, dar cred că mai avem nevoie de goluri de 2-6-5, destul de slăbuți. Hai să-l schimbăm în advanced forward. Probabil mă gândesc eu că are această notă și Nicoza Hântului, care are un jucător acolo destul de aproape de el, care vine din linia a doua și îl încurcă un pic. Începe progresul Spartac destul de agresiv și reușim să blocăm această centrare. Da, un singur șut a avut progresul în prima repriză. Atacă progresul. Grigore, Matei, Crivac, pasă pentru Florescu. Ce ocazie. Atent, Balauru ne ține în meci. Finalizare slabă peste aici. Intrăm în ultima jumătate de oră. Bună intercepția lui Lumbu acolo, Răzdan. Scoate la margine pentru Călin. Călin accelerează. Vine foarte bine Perez Acunia. Blochează bordarul aici. Ce ocazie de 2-0. Desping cei de la Progresul aici la acest corner. Redelea accelerează acolo. Redelea Crețu din nou. Redelea Crețu centrează. Călin retrimite în fața porții, dar prinde bordarul advers. Sper să nu regretăm acea ocazie ratată de a face 2-0. Arată că poate fi periculoasă și progresul. Acunia! Matias Perez Acunia marchează din locura liberă. Bun. Salut, Vasile! Ce faci, prietene? N-ai mai dat niciun semn de viață? Te-am dat dispărut? Progresul a luat foarte slab, începând în Liga 3, a venit în Liga 2 doar din cauza problemei de la Brașov. În realitate, deja sunt retrogradați matematic. Nici Alexandria nu stă foarte bine, dacă te uiți așa la clasament. Dar au făcut achiziții foarte importante în iarnă și echipa arată mult, mult mai bine acum. De aici și rezultatele noastre destul de bune. Așa, Izata cu De Saboto, hai să-l vedem și pe Gustavo la mijloc și cam ăștia am fi. Așa. Ultimele 15 minute cu tot cu prelungiri, trebuie să încercăm să
Ne închidem în defensivă, care ne destul de zlăbuți la această partidă. Să vedem, avem opțiunea aici de 3-0. Nicola cu centrarea, călugării respinge, Lumbu e atent. Nicola, Lumbu din nou. Nicola, Paolo, Gustav, Paolo. Brazilianul venit de pe Copacabana, autogol aici, Danilo Parfeon. Își înscrie un autogol de toată frumusețea. Bun, aici brazilianul nostru stă bine pe picioare, vine cu o centrare pentru Crețu. Crețu respinge acolo paraschima, Crețu a lovit bara, dar după Parfeon încearcă să respingă, dar împinge acea minge poartă și terminăm în stil de echipă moare această partidă. Arătăm ca o contracandidată serioasă la promovare. Da, dacă te uiți un pic la clasament, vezi că și Alexandria o să aibă belele mari. Dacă se va salva, va fi o performanță destul de bună și fiind nou promovați în Liga a doua. Au început foarte prost sezonul, dar acum... ce ocazie aici de 40. Acum cu Trica antrenor, cu băieții ăștia veniți în iarnă, echipa arată mult mai bine. Eu zic că pe echipa pe care o are acum, dacă și-o va menține Alexandria, sezonul următor se poate bate în zona play-off-ului. Sunt câțiva jucători interesanți cu experiență. Urcăm pe prima poziție, asta pentru că Corvinul încă nu a jucat în această etapă. Bun. Preda a debutat și el în echipa noastră. Și să vedem dacă reușim să ne păstrăm acel loc în clasament. Să vedem dacă va câștiga Corvinul. Am început să explodă de licență și în rest, nu știu, parcă m-am pierdut tot cheful de viață, merg la facultate din acasă și fac aproape nimic. Nu e bine deloc, trebuie să găsești ceva care să te scoată din starea asta. Bă, toată lumea nu vrea să ia oameni de la noi, acum s-a găsit Poli Iași să ne ia un scout. Vă zic că aveam și noi doi scouteri marșilați. S-a găsit lumea să ne fure scouții noștri. Se impune Corvinul 2-0. Coman și Hergelegiu în fața cel de la Tunari și Corvinul revine pe prima poziție. Chief Scout Andras Pachinger, 10-11-9 adaptability acest ungur. Mai avem Iosef Curta, 11-10-15 adaptability, slovac, care vine și el în echipa noastră acolo. Register first team only, am să spunem auto, chiar nu mă interesează ce jucători sunt, doar pentru prima echipă, oricum avem echipa a doua. Ana chiar văzusem la un moment dat. Să cerem astea, improve out, așa, facilities. Și am văzut să la un moment dat aici, second team. Să vedem dacă ne acceptă nouă. Salut, Cătă! Bine ai revenit! Am mai jucat ceva astăzi cu Roma, dar adune informații noi. Așa. Și Codrin Dogaru pleacă la CSM Iași. Și iar trebuie să aducem alt scout. Da, trebuie să mai aducem încă un scout. Dar mi se pare că mai aveam noi pe cineva pe aici. Pe ce ai făcut, Lovița a dispărut. Nici așa nu, măcar unul din... O să vedem Emil în Penza. În Penza. Scout, ok. Ce fotbalist era Emil în Penza? 45 de ani. Cunoaște destul de bine Belgia, Franța, Congo, Germania și Olanda.
se poate ajuta. N-are el atribute foarte, foarte bune, dar încă un scout acolo e binevenit pentru noi. Având doar 2 scouteri și un 5 scout e destul de puțin, dar își fac treaba destul de bine. Ia să vedem. Training facilities X. Yacht facilities X. Reserve team, yacht team X. Nu ne-a acceptat absolut nimic conduce. Super. Salut, am jucat cu Torino și am bătut 2-0. Bun, înseamnă că ai urcat pe 2, parcă nu? Salut, Vlad, salut, salut, am telefonul încărcat și mă uit de pe PS4, nu o să pot scrie pe chat, dar o să mă uit pe la 10:30, mi se încărcă și atunci o să scriu pe chat. Nici o problemă, stai liniștit. Ce mai faci, toate bune? Nici tu n-ai mai intrat de ceva timp. După am ieșit, am avut ceva treabă, nicio problemă, dacă ai terminat treaba acum, o să intri, mai dai un space, mai joci un match, mai arunci un ochi aici la noi, vezi dacă reușim să intrăm în primele două în playoff, mai ales că acum a venit seara, n-ar trebui să mai fie așa ocupat. Să ne uităm un pic și noi la Kindia, 4-3-3 wing play. Inside forward, wing back, wing back, winger. Ok. Intrăm tot cu Dragoș și în poartă. Perez Acunia în dreapta. Și vreau să-l debutez pe Gudiabi, dar deocamdată nu. Așa, rămânem cu Izata și cu David Sala. Răzdan Călin. Revine Omoh, 45 de minute poate juca. O să nu-l forțăm, n-are rost să-l forțăm. A arătat destul de decent Crețu, a reușit să și marcheze, dar a fost golul meu pe motiv de offside. Și m-am uitat cum stă Chimia. Ne vom uita imediat cum se prezintă Chimia. Nu cred că trebuie să forțăm noi cu Omoh. Sper să nu fie cazul. Sper să nu trebuiască să apelăm la el. Ok, hai să fim atenți la fundașii laterali. Să coborăm cu ei, băieții mei. Așa, și am zis să ne uităm. Kindia este pe locul 10, 23 de puncte. Încă poate pe spera la playoff. Dar e un meci foarte important ăsta. Arkindia poate reveni acolo în lupta pentru playoff. Sper să nu le dăm, șanse. Mai ales că jucăm acasă. Avem nevoie de 3 puncte pentru a rămâne acolo în coasta celor de la Corvinul. Am un averaj mai bun noi, plus 19, Corvinul plus 13, dar Corvinul s-a impus cu noi în debutul în acest sezon pe terenul nostru, un meci pe care l-am dominat cap-coadă, dar l-am terminat fără nici măcar un punct. A nemeritat acea victorie a celor de la Corvinu. Sper să nu luăm revanșa în play-off acolo, unde e mult mai important. Lumbu! Primul gol al sezonului, minutul 2. Deschidem scorul cu Chidia. Debut perfect. Începem să fim periculoși la fazele fixe, ceea ce e foarte, foarte bine. N-avem noi parte de jucători foarte buni din acest punct de vedere, dar ușor, ușor începem să dominăm și fazele fixe și arătăm ca o echipă completă, arătăm ca o echipă care poate să marcheze destul de ușor și poate să surprindă adversarul și la faze fixe. Moldovean întoarce cu Memoi la mai departe mari pentru Dino. Dino întoarce cu Popescu. Popescu lungă, Lumbu respinge. Crețu e can acolo, nu e Crețu. Două secunde, ia la Perez Acunia, cartonaș, probabil. Sala, cred că încearcă aici o pasă în adâncime. Da, foarte bună pasă pentru 2-2! Ce ocazie de 2-0! Ce pasă bună a dat și David Sala!
Da, se pare că venirea celor doi jucători, fundașul central și mijlocașul, face ca atât Sala cât și Lumbu să crească foarte mult în valoare. Arată mult mai bine cei doi. Simt presiunea în ce fac acum. Simt presiunea că pot pierde locul de titular. Urcă Călin, Sala întoarce cu Acunia, din nou Sala, Călin marchează, de a fost offset. Nu crezi că te ajută mai mult dacă ai pune în titlul FM24 România, vă gândiți că poate ai punea mai des la recomandate FM24 România, Road to Glory, etc. Păi am pus în descriere hashtag. Da, ar fi o soluție, dar ar însemna că mi-ar limita mie titlul. Da, e o soluție, trebuie să mă gândesc, dar uite, de exemplu, acum nu mai pot să-mi adau niciun caracter, pentru că deja e titlul plin. Da, ai dreptate. Dar am adăugat în descriere, am pus hashtag FM24 România. Deci ar trebui să fie deja ok. Cât aș vorbi și pentru Nedelea, am zis deja că i-am zis și Călin. Și o reviză bună. Hai, 2-2. Gabriel, 2-2. 2-0. Da. Asta este CSM-ul. CSM-ul din Alexandria. Ne distrăm cu Chindia. Nicio emoție. Și ținem aproape acolo de Corvinul. Tot așteptăm să se mai încurce Corvinul, dar vedem, o ține bine rău de tot Corvinul. Nu se lasă deloc. Bun, 2-0 pauză, o primă repriză perfectă. Pe stadionul municipal. Bun, recuperăm acolo, tot doi calm, cu cane. Arată foarte urât terenul ăsta, pentru că venim după perioada de iarnă și se pare că a nins în România destul de mult. Arată gazonul destul de urât. Totoi, ce preluare bună, dacă eu să dau. Asta de mai și fază fixă, Lumbu reia peste. Are un fizic impresionant acest Lumbu. Din nou șut peste, arată decent, dar are jumping reach 14, heading 9, 1.96, destul de slăbuț la lovire mingei cu capul, dar ca înălțime stă foarte bine. Suntem foarte, foarte obosiți. Hai să începem cu Gianni Crețu, așa, Sala cu Gustavo, Izata cu De Sabato, Călin cu Prena și Plumbu sau Perez. Acunia cu Diaby poate să joace și dreapta, nu poate să joace, să-l băgăm pe cu Diaby, să-l vedem în locul lui Lumbu. Debut și pentru Gudiabi, dar și Preda. Încă două debuturi în echipa noastră. Da! Georgescu aproape aici de 3-0. Da, o seară de serie, dar nu știu, ai putea să încerc și cu titlul. Da, trebuie să mă gândesc, dar ți-am zis, ar fi deja titlul este foarte, foarte lung. Trebuie să mă gândesc să văd cum fac. Pentru că dacă mai adaug și România, aolo, ne-a surprins pe contra aici, Chindia, da, bun, Nedelea. Dacă mai adaug și România, automat, ceea ce... Da! Da, o, da, răzdantele astea. Ceea ce mă propun eu să pun acolo un titlu de... Da, vreau ca de fiecare dată să adaug și un pic de titlu la ceea ce urmează, nu doar...
cariera cu Alexandra, dar ar fi o variantă, ar fi o variantă. Iar ceea ce îmi doresc eu să pun în titlu, să pun pe thumbnail, gen, da, ar fi o variantă. O să încerc și chestia asta. Uite, de mâine o să încerc chestia asta. Dar ți-am zis, de-aia nu adăugasem, că mă gândeam că nu mai apuc să scriu. Dar punând acolo România, nu mai pun nimic. În titlu rămâne doar România, carieră cu CSM Road to Glory, sezonul 1, episodul care e. Și după aia în thumbnail pun acolo ce ar urma. Bun, 3-0 fiind ea. Pare că suntem într-un moment foarte, foarte bun. Pare că nu avem adversar. Urcăm din nou pe prima poziție și în acest moment ne securizăm locul în play-off. Abia debutează și el în echipa noastră. Călin Lumbu. Ce să fac, să-i prelungesc contractul lui Lumbu? Nu este rău el. E de picior stâng. Treci pe marking, treci pe tackling, treci pe positioning, concentration 13, composure 7, anticipation 10, bravery 9, determination 15, leadership 12, jumping 14, agility 12, pace 11, acceleration 10. Chiar nu știu ce să fac, voi ce ziceți? Să-i prelungesc contractul lui Lungu. Nu cred că ar foarte mult, dar România FM nu e foarte popular. Da, știu asta, știu. Până vreodă și-a dat drumul la laptop. Dai drumul. Vlăduț. Ce zici că faci și cum ești, cum a fost în România? A fost foarte, foarte frumos. Din păcate, vremea n-a fost așa wow. Dar a fost bine. A fost un pic cam scurt. Un pic cam rapid. A fost bine, rău de tot. Abia aștept să revin în România. Da, mai am devenit România pentru că mai am ceva de lucru la tantură și mai am devenit de câteva ori. Eu așteptam până vară să vedem și alte opțiuni, nu cred că vine cineva să-l fure. Da, ai dreptate, mă gândeam și eu să aștept până în vară, mai ales că am găsit niște jucători foarte, foarte interesanți, dar shortlist-ul nostru este unul imens în momentul de față. Acum rămâne de văzut ce bani vom avea noi la dispoziție, rămâne de văzut dacă jucătorii ăștia pe care îi adaug eu pe shortlist vor fi interesați să vină la noi, pentru că, da, e clar, în momentul de față avem toate cei shortlist-uri de atât de scurt, pentru că doar ăștia sunt interesați de transfer. Dar mi se pare foarte scurt shortlist-ul. Doar 22 de jucători avem pe shortlist. Păi mai devreme am adăugat cel puțin 20. Să fi. Vedem noi când o fi în vară, dar sunt încrezător că în vară vom reuși să creăm un lot decent pentru primul an de Superliga. Nu fac probleme. Dar mă gândeam la Lumbu că ar putea fi o variantă și pentru postul de rezervă acolo la fel. Se încurcă Corvinul și suntem pe prima poziție. A pierdut 0-2 cu Unirea Deș. Unirea Deș, care este și acolo, dar este destul de jos, a căzut destul de jos. Ne ducem la 6 puncte de Schellenberg și Deș și 3 peste Corvinul cu Nedoara. Bun. Merge rezervă în Catin, că ne-am meciuri din cupă sau astea. Da, așa mă gândeam și eu. Am adus ceva noutăți în lot? Da, am adus 3 jucători iarnă. L-am adus pe acest Jus Gudiabi, fundaș central senegalez de 23 de ani, care arată foarte, foarte bine. Deocamdată nu l-am forțat. Uite, și Gudiabi este stângaci. E mai bun decât Lumbu, zic eu, Gudiabi. Deja are cot între 60 și 160 de mii, deci
clar a fost o investiție bună. Dar după l-am dus pe Mario Creda în promotă de la FCSB pentru a avea încă o opțiune de under 18 și Paulo Gustavo, brazilian de 18 ani împrumutat, nu plătim absolut nimic, arată foarte interesant și e o variantă bună acolo la David Sala, plus că e considerat under 18. Credeam că trebuie să ai doar români pentru a fi considerați under 18, dar văd că și străinii sunt considerați, ceea ce ne dă un avantaj destul de mare. Mamă, cum e senegalez, îți place? L-am găsit liber de contract, aveam nevoie de... M-am gândit eu că ar fi nevoie de un fundaș central, pentru că stăteam doar în doi fundași centrali și aveam nevoie de întărire acolo. Cum găsești jucătorii ăștia la mine numai gloabe? Păi găsesc după atribute, după ce primesc din partea scouterilor. Sunt foarte atent la ce propun scouterii. De obicei, aici dacă te duci la scouting, mereu îți apar jucători foarte interesanti, vezi, pe care stafful tău nu ți-i propune, trebuie să te duci tu să iei. Și dacă te uiți așa un pic, uite, de exemplu ăsta, Zampieri, 34 de ani acest bolivian, ăsta pentru Liga 1 ar fi senzațional. Nu este el wow la toate capitolele, dar având Timur 17, oricare 16, câteva de 12, aggression, anticipation 15, composure 14, stamina 14, balance 16, arată super. Ăsta pentru Liga 1 ar fi perfect. Da, trebuie să stai să cauți. Mi se pare că pe senegalez l-am găsit cu după atribute. Am dus aici la atribute, am pus fundaș central, după care am selectat central defender defense. Am pus aici transfer, am pus 10 și după am scăzut. Uite. Încă 2, 3, 4 fundași centrali pe care aș putea să-i aduc și care sunt foarte interesanți. Uite cum e ăsta, brazilian de 33 de ani. Ce vrei mai mult de atât? Asta e senzațional, deci nebunul ăsta pentru Liga 1. Ăsta se distrează în Liga 1. Lucas Taglia Petra. Sunt destul de bătrânece, drept, dar îți faci treaba cu ei. Deci ăsta nu este rău. Spaniol de 33 de ani. Abdelur, ia uite-l pe ăsta. Într-adevăr, ăsta n-are viteză. Dar mental e tătic. Dar are viteză. Dacă nu-și cu apărarea jos, ar trebui să fie senzațional. Jean Perich 13, Edin 14, determină și 16, Grezeu și 18, Prevări 17, Timur 16. E senzațional ăsta. Adil Rami, 38 de ani. Pentru Liga 2 ar fi senzațional. Pentru Liga 1, nu știu dacă te poți baza pe 3-0 Corvinul cu Metaloglobus. Deja pune presiune Corvinul pe noi. Să ne impunem și noi în etapa următoare. Plus că trebuie să adaugi foarte multe ligi. Uite câte ligi am adăugat eu. Am adăugat Belgia, Croația, Franța, Italia, Portugalia, Spania. Nici nu aduc aminte, parcă aveam și Argentina, Brazilia, dar se pare că nu le-am adăugat. Da. La filtre, la recruitment și ai ceva? Păi nu am mai nimic pe aici. Am adăugat eu doar așa să-mi recomand de jucători cărora le expire contractul, chestii din astea simple. Dar de obicei caut după atribute, cam aia e baza la mine. E un băiat bun în sezonul de la duci liber în Liga 1, nu sigur dacă o să vrea să vină Divin Nuachuku, e nigerian. Ia să-l căutăm. Dar crezi tu că vrea să vină la noi? Ia uite-l. Deja are cot între 250.000 și 700.000. Nu e interesat să vină la noi. Are contract până în 2026. Așa, o să fac și eu metoda asta, mă chinuiam rău, dar acum am învățat ceva, mulțumesc mult, cu plăcere, dacă mai vrei să îți mai dau așa din ceea ce am învățat și eu de-asemenea, nicio problemă.
Și la mine exact la fel, Petre Vlăduț, adică nici la tine nu vin jucători de ăștia. Păi, nu știu ce să zic. Ți-am zis, nu am nimic, uite-te aici, la scouting chiar nu am nimic. Mă bazez foarte mult pe atribute, dar și pe jucători, și pe jucători propuși de scouteri. Dragă la o bunică din Germania, Five Acceleration. da, așa e. Da, când bag atribute, îmi găsește jucător top. Păi n-ar trebui să-ți găsească jucător top, pentru că dacă tu selectezi aici transfer, pui aici să fie interesat să vină la tine. Ar trebui să fie ok. Și după aia tu te joci cu atributele în funcție de ce-ți trebuie ție. Cum am fi la noi, uite, dacă are 10 atribute de 12, păi pentru mine e senzațional pentru ce ne trebuie nouă pentru legate. Trebuie să te joci cu astea, cu atributele, în rest nu cred că ar trebui să ai probleme. Ia să vedem, jucăm cu Slobozia 4-4-2, de ce nu este Slobozia? E pe zona de playoff. Meci greu. Rămânem cu același prim 11. Acum ea nu poate juca, e suspendat. Jucam cu Nicol. Mă gândeam să-l fac pe asta, pe Gianni Crețu aici. Dar vedem, Nicola are notă mult mai bună. Suspendat și Nedelea. Super, ne putem baza pe cei mai buni fundași laterale noștri. Alberto Călin, Omoh în sfârșit poate juca și cu Gabriel în față. Ok, ăștia suntem. Deja meci de play-off ăsta, după ce am jucat cu Chindia, echipa care își propune să intre play-off. Acum jucăm în deplasare la Slobozia. Trebuie să jucăm din nou cu Răzdan acolo, între linii. Să-i dăm mai degrabă moving to chance, să-i dăm aici suport. Să nu deranjeze foarte mult pe Gabriel Dudoi. Ok, hai să mergem la meci. Păi și eu am 103.000 jucători în database. Poți adăuga legile și acum nu trebuie de la început neapărat. Cred că e după update-ul de anul înainte, sezonul era liber. Baci la rotița aia Dopful. N-am înțeles ce am să zice aici, Vlăduț. Mă refer jucători buni pentru echipă, am învățat schema și aia ziceam că găsesc jucători care întreb. Da? E destul de simplu. Mai ales dacă nu joci cu atributele ascunse. Dacă vrei să fie mai greu, joci cu atributele ascunse, atunci va trebui să dai scout la jucători, va trebui să aștepți rapoartă, va trebui să dure, va dura mult mai mult. Dar eu mă bazez foarte mult pe atribute când fac transferuri și încerc să aduc jucători. Da, dă-mă fața porții. Ah, ce șut slab. Și de obicei da, îmi iese asta cu atributele. Până acum, de obicei, când am căutat după atribute, nu prea am dat greș la trase. Într-adevăr, mai sunt și kick-uri, nu poți avea numai transferuri reușite. E posibil că atunci când iei după atribute, e posibil să găsești jucători care să nu se ridice la nivelul la care trebuie. De exemplu, cum l-am avut eu la AS Roma pe Simeone. L-am luat după atribute și el era Dumnezeu cu atribute, dar nu juca ce trebuia, nu reușea să se ridice deloc la nivelul la care așteptam noi.
ce am făcut aici pentru Slobozia, ne-am apropiat de finalul primei repreze și de, destul de slăbuță prima repreză. N-am reușit să creăm noi foarte mult pericol la poarta lor. Mai mult n-am prins deloc poarta. Am șutat de 6 ori, nici măcar nu șut pe poartă. L-a interesat la transferul la Bifa, aia ai rătița și sărități. Da, ai dreptate. mai prins iar, nu m-am uitat, dar chiar vorbeam zilele trecute cu cineva, vorbeam că m-ar interesa să încep o astfel de carieră și da, ziceam eu că ar trebui să mă interese, să mă documentez destul de bine înainte să mă apuc. Probabil atunci când mă voi hotărâ să mă apuc de o astfel de serie, atunci o să mă uit și o să mă documentez foarte, foarte bine. Deocamdată nu m-am uitat. Da, n-am avut când. Da, uite, diseară o să încerc să mă uit, să văd despre ce e vorba. Să fac așa măcar o idee simplă, cât de cât. Hei! Da, penalti. Hai, dă-o doitat. Da, Gabriel. 2-2. 1-0. Deschidem scorul la Slobozia. Bun. Da, am ridicat nivelul pentru repriza a doua și vedem imediat, reușim să... Era de așteptat de vreodată de vacanță. Da, n-am avut timp deloc. Mai ales că am fost mai mult pe drumuri. Am fost destul de mult plecat de acasă, nu am stat foarte mult acasă. Hai cu 2-0, Răzdane. Haide, băi, omoh! Ce finalizare slăbuță. Să schimbăm aici în pozitiv, mai degrabă decât attacking. David Sala nu mai poate, intră Gustavo. Răzdan îi lasă locul lui Jerdea. Doar două schimbări. Deocamdată mai facem încă 3, vreo 5 minute așa. Poate fi un... Cana primește carton și galben și el. Poate fi un meci foarte important ăsta dacă ne impunem cu Slobozia. Clar ne distanțăm de ei destul de mult. Da, Lumbu, calm, Diogo. Schimbă partea în... Ce gafă îmi face... Boh, tată, te mănânc. Ce gafă face acolo Răzdan? 6-4. Prefer to be on the left. Ok. Da. O trebuia să schimb mentalitatea. Probabil și de aici Primim acest gol. Diogo a fost acolo, nu Răzdan. Prea calm, poate. Iar după aici Balaur expus 1-1, e vis de Lambrinoc. Păcat. Bine, 2-2, dar Diogo Izata își bate joc de noi. Da, XG027 a avut Slobozia și a marcat. Ne-a avut XG185. Da, crețule, 2-1. Ce tackling. Se lăsase brazilianul cu șut. Aolo, da, Nicola. Scoate un punct. Uitându-mă la statistică, cred că meritam să câștigăm. Dar...
greșeală impardonabilă a lui Diogo Izat. Ce gaf. Ce gafă. Totuși rămânem pe prima poziție, un punct peste Corvinul. Dodoi se lovește două zile și el, bun, are timp să-și revine până la meciul cu Metalurgus. E bine că n-am pierdut totuși, a fost un meci destul de greoi, dar am avut astăzi meciuri grele și zic eu că ne-am descurcat onorabil. Steaua 1-0 cu Viitorul, Chindia 2-0 cu Tunari. Steaua urcă pe loc de play-off, locul 6 în momentul de față. Chindia încă speră și ea acolo. Au ce luptă pentru play-off. De la locul 10, Mioveni 27, Viitorul 27, Argeș 28, CSM-ul 29, Steaua 30, Lobozia 31. Va fi o luptă frumoasă acolo pentru ultimele locuri de play-off. CSR-da FC Argeș 0-0, nu profită FC Argeș, nu profită de această situație. Cu Metaloglobus acasă, echipă cu 17, ar trebui să fie destul de simplu pentru noi meciul ăsta. Bungero, ce-a făcut? Gașt, arăb. Doctor. Îl trimitem la doctor. E penultima etapă asta? Hai, ultima etapă. Am impresia că mai e încă una după asta. Ultima etapă din play-off. Mai găsește scouter, e un jucător. Luca Ercolani expiră contractul la ora următoare. Johnny Guerrero. Alberto Călin se antrenează bine în continuare. La fel și Lumbu. Cred că o să-l încerc la această partidă. Scoatem pe Cană din schemă. Ia să vedem. Noi Metaloglobus 4-2-3-1, control possession. Așa, fullback, wingback, attacking me, target forward, inside forward, ok. Da, mă gândesc că e momentul perfect pentru a-l încerca acolo, în centru, pe cu Diaby. Dar vom juca cu Lumbu în partea dreaptă și cu Diaby în partea stângă. Gabriel Nedelea rămâne acolo. Aș scoate pe Diogo Izata. A jucat foarte bine Diogo Izata, printre cei mai importanti jucători ai noștri în sezonul ăsta. La început nu era el acolo titular, dar mi se pare că accidentarea accidentarea lui De Saboto la un moment dat m-a făcut să-l scot acolo din prin planul primei echipe. Așa, ăștia sunt. Hai să vedem pe Gudiabi ca titular. Și cred că cu Metaloglobus, echipă din subsolul clasamentului. Da, aș vrea să-l văd pe Gudiabi cam la ce nivel e, să văd dacă ne putem baza pe el să jucăm cu el titular în play-off. În mod normal ar trebui să arătăm mult mai bine defensiv acum cu el acolo lângă Lumbu. E mult mai complet față de Can, dar să vedem dacă s-a acomodat. Cede destul de repede, are destul de puțin timp de când a venit din noi. Hai, jucăm și acasă cu Metaloglobus, să vedem dacă profităm de faptul că jucăm pe teren propriu. Și blocat de zile aici, scăpăm de această primă fază, dar e corner.
Tatăl Metal în Logos. Respingem și plecăm pe contra de la far. Hai cum să de la far. Hai că ne concentrare bună. Da. Am găsit acolo culoarul blocat, Călin, perfect aici de Bogdan. Trebuie să fim și mai periculoși la fazele fixe acum cu Diami. Da! David Sala! Ce copil! Ce copil, David Sala! Cred că ar trebui să-l păstrăm pe Sala și sezonul următor. Acum vom vedea dacă vom putea să-l păstrăm. Dar ar fi un transfer foarte bun. Cred că și pentru Superliga ar fi super bun Sala. Călin iar s-a mișcat incredibil. Cei doi copii împrumutați de la Craiova. Printre piesele cele mai importante ale echipei. Ia vezi, bă, Gudiabi s-a băgat aici la această lovitură liberă, dar te vite peste. 6-8, mai bun decât Lumb. Lumbul 6-6. Bun, intră la cabine cu 1-0. Trebuie să păstrăm ritmul. Și cred că trebuie să mai marcăm, dar nu trebuie să mai stăm iar să vedem ce se întâmplă pe final. Am văzut, adversarul n-are nevoie de foarte multe ocazii, te prinde și te arde. Nu e adversarul care să ne ierte deloc chiar. Dacă nu-ți dă eroare Excel-ul, poți să te joci Moneyball fără stres. Ai reușit să faci ceva cu ăla sau încă nu-ți mergi? Ai folosit și tot ăsta. Nu cred că o să mai dau în general după un an, nu mai dau sau cel puțin așa am pățit eu. La cine te referi, Vasile? Că nu o să vrea să-l mai dea. Că ne dă la stânga Răzdan, pătrun de bine, întoarce cu Sala, mai departe Diogo, Acunia pentru Călin pentru Acunia. Păi, Acunia, bă, cum facem noi, mă, de ajungem la finalizare numai cu fundașul dreapta, mă? Eu i-am zis să nu șuteze la poartă, bă, numai el se trezește, mă, la finalizare. Numai la el se ajunge acea minge. Numai cu el finaliză. Hai, bă, ia-l la mână. La Sala. Înțeleg ce zici. Da, mai ales după ce sezon au avut, s-ar putea să nu vrea să-l mai dea și să-l țină, o să zică că-l ține pentru prima echipă și este penalt aici. Corvinu are și ea 2-0 cu Mioveni. Execută Perez, Acunia, fără emoții, 2-0, bun. Nu am mai stat de el și nu am mai avut timp. Asta e o problemă mare, dacă nu reușesc să rezolv cu ăla, practic n-are rost să mă apuc dacă Excel-ul nu merge. Peste aici. Putem să liniștim un pic, să odihnim un pic de fapt, jucătorii noștri de atac. Călin lăsă și locul lui Preda. David Sala cu Gustavo și Diogo is atacul de Saboto. Bun. Păi da, dar crezi că e doar la tine sau e încă un penalti? Crezi că e doar la tine sau crezi că e o eroare generală? La ăla de-a făcut clipa am văzut că mergi.
A, deci s-ar putea să fie doar la tine? Am înțeles. Ok, o să mă uit. Da, mă gândeam că după ce închei seria cu Roma, mă gândeam să încerc ceva de genul. Am înțeles, am înțeles. Da, cred că o să încerc offline. O să încerc eu, o să încerc o dată pe laptop când o să am timp. Văd dacă funcționează. Dacă funcționează pe laptop, ar trebui să fie ok. După aia și o să mă apuc și pe PC. Dar da, va trebui să testez înainte. N-aș vrea să mă apuc de ceva și după aia să nu pot să continui cum mi-aș dori. 3-0 cu Metal Globus, fără emoții, intrăm fără emoții în play-off de pe prima poziție, cine ar fi crezut. Da, am plecat ca favorit la locul 14 în acest sezon, dar am reușit să surprindem total. Preda marchează și el pentru 4-0 minutul 94. Da, am surprins total Liga a doua. Ce drept, e o ligă foarte, foarte slabă. Ai nevoie de câțiva jucători de calitate și te poți distra, dar totuși e o performanță destul de ok pentru o echipă care era favorită la locul 14 să terminăm în play-off-ul pe prima poziție și să intrăm cu prima șansă la a promova. E o performanță destul de importantă. A 19 partide aproape perfecte. Ce drept și cu ceva probleme, au fost și ceva probleme, dar destul de puține probleme. Și cunoaștem echipele calificate în play-off. CSM Alexandria, Bucura Văzuță, Corvinul Hunedoara, CSC Schellenberg, FC Argeș intră până la urmă în play-off de pe locul 4, Unirea Deji și Unirea Slobozia. Ia să vedem cum. Deci a rămas Steaua pe din afară, CSM Viitorul cu 28-30 de puncte, deci Argeș intră cu 32 de puncte. În momentul de față, noi intrăm cu peste Corvinul, 3 peste Schellenberg și avem 9 puncte peste Unirea Deji. Eu cred că n-avem cum să pierdem măcar play-off-ul pentru Superliga. Mi-aș dori clar să promovăm direct. Vedem cel mai bun atac. A doua apărare, dacă nu mă înșel, după Corvinul a primit 12 goluri. Meritată clar poziția noastră. Am arătat foarte, foarte bine. Ia să vedem XG Table. XG Table la fel, zice că ar fi trebuit să fim pe prima poziție. Ar fi trebuit să avem cu 2 puncte mai mult și cu 4 goluri mai multe marcate. Corvinu Hunedoara ar fi trebuit să fie pe locul 5. Expected points plus 11. Dar nu înțeleg asta la Corvinul. A, cred că noi am obținut cu 2 puncte mai mult decât ar fi trebuit și am marcat cu 4 goluri mai mult decât am creat gen. Corvinul a obținut cu 11 puncte mai mult decât ar fi trebuit. Expected assist minus 9 și puncte plus 0. 20, expected goals 27,5 plus 0. Important de că noi suntem pe prima poziție. Forța, acum vin meciurile interesante. Acum începe circul, da? Acum se joacă, într-adevăr, se joacă de viață și pe moarte, de acum acolo. Vom avea prima partidă din play-off. Hai să vedem dacă vom continua noi la același nivel. E un test foarte important. E bine că debutăm pe teren propriu. Foarte important acest lucru. Dacă debutăm cu o victorie jucând și cu Slobozia,
Asta o e ultima poziție. Avem clar, avem un avantaj. Vom juca prima oară cu locul 6, locul 5, locul 4, locul 3. După aia vom juca cu Corvinul. Joacă tur-retur, nu? Da, se joacă tur-retur. Deci nu o să fie, n-o să fie problemă. O să avem destul de multe meciuri de jucat. Da, tocmai la fix, jucăm noi astăzi un meci, după care rămân 10 partide de jucat, 9 în Liga 2 și meciul de cupă cu FCSB și avem exact fac 2 episoade, în 2 episoade practic ar trebui să terminăm acest prim sezon. Vreau să văd un XG table realizat la Liga 2 la ce nimereană e. În episodul următor începi sau te bagi acum pe playoff? Păi da, tocmai ziceam că o să jucăm doar ăsta, primul meci în playoff. Jucăm acum primul meci, după care rămâne următoarele 4 partide, le jucăm probabil mâine. Vedem dacă reușesc mâine să mă organizez în așa fel încât să facem și mâine un episod. Și după aia mai rămân încă 5 partide de jucat pentru încă un episod, deci practic încă 2 episoade și vom termina acest sezon. Dar voi menține acest ritm cu câte 5 partide. Deși am putea noi să mai jucăm un pic. Ia stai să mă uit un pic așa. Dar dacă voi mai juca, asta înseamnă să mai joc încă 5 partide pentru a rămâne 5 pentru încă un episod. Deci deja avem o oră de când jucăm. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac, să mai joc, să nu mai joc. Da, și noi la ăștia 4-4-2, același 4-4-2. Ok, wingback, wingback, winger, winger. Rămâne Dragoș în poartă, Perez, Acuna. Ce zice, să continui cu Gudiabi și cu Lumbu în defensivă? Cred că a jucat destul de bine Gudiabi, adică n-am avut emoții cu el. În locul lui Cană, care a fost destul de inconsistent. Rămâne cu Diogo și cu David la mijloc, Florin, Alberto, o moh în stânga și cu Gabriel în atac. Da, eu așa zic, să păstrăm pe Gudiabi acolo, în locul lui Cană. Mă, nici Cană nu este răuț, nu este răuț, dar cred că e o variantă mai bună, Gudiabi. Am încredere în el. De-aia l-am adus, nu? L-am adus pentru playoff. Hai să-i dăm încredere. Să mai ducem pe cineva. Avem pe Jir de acolo under 20 și avem și pe Gustav under 18, deci avem o opțiune la cei doi under. Am uitat, va trebui să jucăm eu cu Răzdan. Pic mai set sau să încep cu el acolo și primul meci din debutăm pe teren propriu. Hai să debutăm cu dreptul. Hai să ne păstrăm acea poziție, da, foarte important să ne păstrăm poziția, prima poziție în clasament. Un punct peste Corvinul, 3 peste Schellenberg. Sunt puncte destul de multe. La prima vedere așa cred că n-avem cum să pierdem măcar un loc de play-off, dar ar fi senzațional să promovăm direct. Hai să intrăm bine, băieți. Avem aici o fază fixă. Hai cu o execuție bună, Răzdan. Am pus mai multe speranțe acum la fazele fixe pentru că am arătat. Da, Nedelea! Ce pătrudere lui Nedelea și Gabriel! 2-2, deschide scorul, minutul 3.
Ce debut, ce debut! Foarte bun Nedele aici. Cât de bine pătrunde, accelerează, trece pe lângă adversar, centrează la timp pentru a nu fi în offside. De 2 și de 2 marchează simplu cu latul de 2. Nu să vă pe municipal. Bun. Intrăm perfect. Arată foarte bine echipa momentul de față. Da, Sala! David Sala! Golul cu numărul 6, minutul 9, 2-0. Și arătăm ca o echipă care își propune promovarea, da? O echipă care nu stă la discuții. Nu stă la discuții. Omoh, cât mai are contract? Păi toată lumea are contract până în vară. A tăiat toată banda Nedelea, da, pătrundere superb acolo. Omoh! Finalizare slab. Dar sincer, nu prea aș vrea să-i prelungesc contractul lui Omoh, pentru că are 80.000 pe an, bă. Are cel mai mare salariu din echipa noastră. Undeva nivelul lui e pe acolo, 20.000 pe an, cam pe acolo e nivelul nostru. Omoh are 80.000, e uriaș salariu. Adică cu banii aia cred că am putea să semnăm 2-3 jucători de nivelul lui, mă gândesc eu. Dacă li... Da! Sala cu dubla, David Sala. 3-0, spectacol pe municipal. Superb și acțiunea asta lui Călin. Arătăm superb în atac. Cred că dacă călcâi acolo pasa aia și Sala scrie superb, îl învingem din nou pe Petre. 3-0. Bun, ce debut. Are salariu mare și nu cred că face față la Liga 1. Mă gândeam că poate te gândești să-i oferim contract. Dar, sincer, nici eu nu prea sunt mulțumit de el. Am avut așteptări foarte mari la el. Credeam eu că va fi... Credeam că Dodoi nu va prinde el atât de multe partide, pentru că mă gândeam că Omoh va rupe norma, având viteza aia, mă gândeam în Liga 2, bă, eu dăm lungă lui Omoh și se distrează cu fundașii din Liga 2. Ei bine, n-a fost chiar așa, l-am folosit mai mult aici în stânga și Dodoi, practic, cel mai important atacant al nostru, dacă nu mă înșel, este cel mai important marcator al nostru. Și da, nici eu nu mă gândeam să-i dau contract. În principiu, datorită faptului că are salariul destul de mare, asta mă dă înapoi. Dacă avea un salariu decent, 20.000, 30.000, hai să zicem 40.000, mă mai gândeam, bă, da, hai să-i dăm un salariu, dar 80.000, nu-i dau. Ca atribut este decent, e și destul de bătrân, dacă nu mai e în floarea vârstei. Da, nu mă gândesc să-i dau contract. Toată lumea are contract până în vară. Gudiabi, Dabia ce l-a însemnat și are contract până în 2025, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă mai avem pe altcineva care... marchează aici Toma pentru 3-1 și revine Slobozia în meci. Destul de ușor, cine pierde duelul aici la cap? Lungu pierde duelul la cap. Și Slobozia revine în meci. Sala primește cartonaj, Bagan. Hai să facem niște schimbări. Sala cu Gustavo, Diogo cu De Saboto, Perez cu Nicola, Alberto cu Gianni, Omoh cu Robert Jerde. Ăștia suntem. Da, ce ocazie pentru Jerde. E și bătrân, de acum merge doar în jos. Da, ai dreptate, da, așa mă gândeam și eu. N-are rost. Cred că vom putea găsi jucătorii mult mai interesanți decât el. Jucători care să ne ajute mai mult.
Sincer, mi-aș dori să aducem foarte mulți români în vară, dar nu cred că o să fie cazul. Cred că ne vom concentra foarte mult pe Under să aducem ceva împrumut. Da, din păcate va trebui să ne bazăm pe acest lucru, că vom găsi ceva împrumut Under. Foarte bun. E bine că la Liga 1 ai nevoie doar de un singur Under, deci va trebui să avem, nu știu, poate 2-3 în lot. În rest, probabil vom avea foarte, foarte mulți străini. Nu știu dacă s-a implementat încă în Football Manager, probabil încă nu. Regula aia nouă e pusă de federație cu 5 plus 6, iar după peste 2 ani 6 plus 5, parcă. Să ai minim 5 români în primul 11, iar în 2 ani să ai 6 români în primul 11, pentru că aia ne-ar încurca pe noi foarte, foarte tare. David Sala, 2 goluri, ce meci pentru puștul nostru. Așa, să ducăm aici un meci a review. Team bonding nu mai este cazul. Recovery, team bonding, recovery, match review și team bonding. Putem să vedem aici un community outreach. Ok. Ce debut? Ce debut? După jucând tot acasă cu Shelibor, locul 3. Cum e programul ăsta? Deci avem Schellenberg, după avem Corvinul. Păi de ce așa? Nu înțeleg de ce. Eu așa știu că se lua 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu? Nu așa trebuia să fie programul? Se pare că e destul de amestecat. Damiano Franco. Italian de 22 de ani. Am crezut eu greșit. Ies și eu de la Zbro, seara bună, seara bună, Vlăduț. Da, bă, oricum o să închid și eu imediat. Mulțumesc pentru prezență, te-am bubat. Ne vedem data viitoare, ai grijă de tine. Da, un episod foarte, foarte bun, foarte, foarte bun, foarte încrezători. Ar trebui să fim după ceea ce s-a întâmplat astăzi. Pitica expiră contractul la FCSB Determination 16. Nu știu ce potențial să aibă copilul ăsta. De fapt, i-a reziliat contractul. Ales, nu cred că e cineva interesat. Plus că la Liga 1 sunt unii care nu vor așa mult, dar care la Liga 2 nu erau interesați. Adică după ce ești promovat, ai mai multe și mai bune opțiuni. Da, nu cred eu că vom avea foarte multe opțiuni, pentru că reputația noastră este una destul de mică. Probabil vom avea reputația cea mai mică din Superliga dacă promovăm. Bineînțeles, în primul și primul rând dacă promovăm. Petre Simion, noi vom da contact. Hamstring, Paul Hamstring, George Crețu. Da, în primul rând să promovăm noi, iar după vedem ce și cum. Eu sunt încrezător că vom reuși să încropim un lot așa cât de cât decent. Un singur jucător, Mihaiță Stan, 13 finishing, determination 14. Destul de interesant copilul ăsta, dar doar unul. Au venit foarte mulți de la Academie, se pare, dar foarte slabi. Good talents, vedem, le vom da să semneze după, dacă e. Deocamdată nu semnăm cu ei. Suntem aproape să-l pierdem și pe Perez Acunia. Din nou, mi-a plăcut de el. A fost destul de bun. Vedem foarte constant, un average rating 7-16, 19 apariții, 3 goluri, 3 asisturi, ca fundaș dreapta nu este puțin lucru, dar nici lui nu-i vor da contact deocamdată, vedem dacă vom avea opțiuni mai bune sau nu. Budimir, îi spune contractul, nu e ce trebuie.
Iosip Budimir. Așa, îl punem pe băiatul ăla să semneze el ce jucător vrea el. Da, am debutat bine și în play-off, am continuat foarte bine ceea ce începusem. A semnat cu toți ăsta. Bravo, tată. Astăzi avem copii acolo. Nu se știe niciodată. Măcar să avem niște copii. Arată superb clasamentul. Un episod aproape perfect. Dacă eram un pic mai atent cu Slobozia, putea să fie 5 din 5 astăzi, dar din păcate sunt doar 4. Eu zic că e destul de bine. 3-0 la Spartak în prima partidă. Am arătat superb. După 3-0 și cu Ghindia Târgoviște acasă, un nou meci foarte, foarte bun. Doar 1-1 cu Slobozia după ce am avut 1-0. Ne-a egalat Slobozia minutul 89, la foarte aproape să scoate și aici 3 puncte. După 4-0 cu Metaloglobus, meci foarte simplu, meci din nou foarte reușit. Și 3-1 cu Slobozia, debutul în play-off. Debut foarte, foarte bun, sala, eroul acestei partide. Avem episodul următor. Schellenberg acasă, Corvinul și Unirea Deji în deplasare și FCSB tot în deplasare, dar și FC Argeș în deplasare. Mamă, mamă, ce perioadă avem. Avem aici 4 deplasări consecutive. Dacă ieșim cu bine din aceste, hai să zicem 3, pentru că meciul cu FCSB vom juca cu rezervele, clar nu avem nicio șansă să ne calificăm mai departe. Mai ales că avem 2 meciuri extrem de importante înaintea meciului cu FCSB și după meciul cu FCSB, așadar nu ne permite să jucăm cu titulare. Deși avem 7 zile. Avem 7 zile aici, 7 zile aici. Bun, parfum, vom juca cu titulare cu FCSB. Cum ar fi, mă, să scoatem FCSB-ul să jucăm semifinală de cupă, ar fi senzațional. Da, ce episod interesant ne așteaptă data viitoare. Schellenberg acasă, iar după 4 deplasări consecutive, 4 deplasări care pot fi decisive pentru sezonul nostru. Suntem acolo sus, suntem pe prima poziție, 45 de puncte, locul 2 Corvinul, a făcut egal cu Unirea Deji și avem 3 puncte peste ei, avem 4 peste Schellenberg care s-a impus 1-0 cu FC Argeș, 11 peste Unirea Deji, 13 peste FC Argeș. E clar, play-off-ul nu avem cum să-l arată, play-off-ul pentru Superliga. Bun. Sunt bucuros că mă gândeam că poate vom avea probleme, dar nu. Ne-am păstrat forma, ne-am păstrat jocul și echipa arată, zic eu, foarte bine pregătită pentru promovarea în Superliga. Cred eu că nu ne va sta nimic în cale nici de acum încolo și vom promova așa la pas. Dacă dai să îl semnezi automat, îl semnează pe toți. Eu zic că dacă în următoarele 2 meciuri câștige și ca și promovat. Hai să nu zicem 2, dar 3. Dacă le vom câștiga pe următoarele 3, gata, se încheie emoția pentru noi. În Germania, dacă ajunge echipa de Liga 3 în finală cu Bayer Leverkusen, o să joace în Europa din Liga 3. Wow, super. Super. Dar cum ar fi noi să câștigăm cupa și să jucăm în Europa sezonul viitor? Deci, ar fi mult, mult prea mult. Da. E aproape imposibil ce am zis eu. Dar e o pică posibilitate. Dacă scoți FCSB-ul, nu se știe niciodată, nu? Dacă scoți FCSB-ul, clar. Dar chiar ce echipe mai sunt în cupă? Deci mai e Craiova cu Hermannstadt, nu e cu FCSB, ci Craiova cu Viitorul Târgu Jiu și Rapid cu Hoșbenul Hunedoara. Păi, e o șansă mare. Bine, probabil în semifinale nu vom juca noi cu Ceacău sau cu Viitorul, sigur vom juca cu Craiova sau cu Rapid, dar n-avem nicio... Da. Dar oricum, dacă scoți FCSB-ul, sunt șanse mari să ne batem pentru cup. Cum ar fi? Se anunță meciuri tari, da, se anunță un episod foarte interesant, abia aștept să văd cum ne prezentăm. Mai ales semifinala cu echipa de Liga a doua.
Ar fi senzațional, îți dai seama, să vezi echipă de Liga 3 din Germania calificată în Europa. Ar fi wow. Da, cam atât pentru asta serie, prieteni. Mulțumesc, băieți, pentru prezență. Mulțumesc pentru comentarii. Vasile, cât Vlăduț, vă mulțumesc, bă, băieți. Ne vedem și mâine, dacă puteți, la un nou rând de episoade. Acum nu știu cum o să am programul mâine, vedem, vă anunț mâine ce și cum, dar cred că cel puțin un episod mâine vom face, poate vom juca măcar cu Roma mâine, vedem, vă anunț. E greu că joci la FCSB, dacă jucai acasă, cred că era altceva. Păi da, am ales noi să jucăm la FCSB, eu am ales să jucăm la FCSB pentru că ne-au oferit 50.000, de fapt ne-au oferit 25.000 plus 50.000 din bilete, 75.000 pentru un singur meci. Eu m-am gândit, și dacă joc acasă și n-am nicio șansă cu FCSB, nu câștig nimic. Așa măcar să câștigăm 75.000, chiar dacă jucăm în deplasare. Am zis, eu din start, de când am văzut tragerea, am zis, bă, n-avem nicio șansă cu FCSB, până aici ne-a fost, aici se va încheie, deci m-am gândit că nu o să avem nicio șansă. Acum vedem ce-o fi, da. Da, mulțumesc mult, seară bună, băieți, noapte bună, să ne vedem cu bine mâine. M-am bubat, seară bună.